Salutare tuturor! Astăzi ne propunem să împărtășim cu voi experiența noastră din Osaka, un oraș extraordinar care a captivat inimile a milioane de oameni de-a lungul timpului. Oricine a vizitat Japonia știe că Osaka este un loc special cu o istorie bogată și o cultură deosebită. Dar de ce Osaka este atât de fascinantă și cum se diferențiază ea față de alte orașe importante ale Japoniei? De ce Osaka este considerată bucătăria națiunii aici, în Japonia? Ei bine, astăzi vom explora împreună aceste curiozități, așa că rămâneți alături de noi! Începem aventura noastră în capitala Japoniei, în Tokyo, de unde vom lua trenul Shinkansen. Distanța cu Shinkansenul de la Tokyo la Osaka este de aproximativ 515 km, iar durata călătoriei cu trenul Shinkansen Hikari, care este unul dintre cele mai rapide trenuri, este de aproximativ 2 ore și 30 de minute. Este impresionant faptul că într-un timp atât de scurt poți parcurge o distanță atât de mare între două dintre cele mai mari orașe ale Japoniei. Eu nu am avut timp nici măcar să editez vlogul acesta până la capăt. Shinkansenul Hikari ne lasă la gara Shin-Osaka, de unde am luat un tren local până la Osaka Station. Gara centrală din Osaka sau Osaka Station este gara principală a orașului, iar peste 2,5 milioane de călători trec prin ea în fiecare zi, fiind unul dintre cele mai importante noduri de transport din Japonia. Aceasta este situată în centrul orașului și este punctul de plecare pentru numeroase trenuri și metroul din oraș. De asemenea, gara centrală din Osaka este o atracție turistică populară datorită designului său impresionant și al arhitecturii moderne. Construcția de sticlă și oțel a gării și aspectul său futurist face ca aceasta să fie impresionantă și plină de viață. De asemenea, să nu uităm multitudinea de baruri, restaurante și magazine pe care le găsim peste tot în gara centrală. Din gara Osaka am decis să mergem pe jos până la hotel pentru a ne bucura de frumusețea orașului și a cunoaște mai bine cultura locală. De altfel, întotdeauna facem asta când ajungem într-un oraș nou. Simțim că îi luăm pulsul atunci când mergem pe jos 20-30 de minute, uneori poate chiar 50 de minute, și facem cunoștință cu cartierele și noul oraș. Exact cum spuneam, pe drum am putut admira arhitectura impresionantă a clădirilor și străzilor aglomerate pline de magazine, restaurante și baruri. Această plimbare ne-a oferit oportunitatea de a absorbi atmosfera orașului și de a ne familiariza cu stilul de viață local. Am ajuns la hotel și haideți să vă facem cunoștință cu camera noastră. Așa cum puteți observa, lângă ușa de la intrare avem o baie micuță cu toaletă încălzită, evident, duș și lavoar. Este greșit oare să fiu atât de fascinantă de toaletele încălzite? În Japonia, serviciile sunt la nivelul următor. Sunt atât de bine echipate pe partea de cosmetică și igienă. În general, dacă mergi la un hotel în Japonia, nu trebuie să duci cu tine nici periuță, pastă de dinți, șampoane sau nimic altceva. Ador Japonia. Aici avem camera principală cu două paturi confortabile și suntem încântați de luminile ambientale. Ne cam este foame și nu mai putem gândi limpede, așa că haideți să mâncăm ceva super rapid. Arigato gozaimasu. Acolo. Bine. Iată, am găsit un restaurant drăguț și pare să aibă de toate și ramen și pui prăjit, porc, ceapă, pește. Hai să vedem. Vrei? Da, îmi place cum arată.
trimit berea și puiul. O să gust? Da. Aia e foarte bun. Ce bun e panko-ul ăsta. Da? Da. Gata, mâncarea. Vedem ce avem aici. Salată. Porc sau pui? Pui. Pui, supă. Și la fel. Aici avem soia oare? Sau dressing-ul salată pentru salată? Și porcul, care ăsta arată extraordinar. Poftă bună! Prima zi s-a încheiat cu o plimbare prin centrul orașului, dar am revenit rapid la hotel, unde ne-am relaxat la onsen, de unde, din păcate, nu avem poze sau filmări pentru că sunt strict interzise. Onsenurile sunt o parte importantă a culturii japoneze și o experiență unică pentru turiști. Pentru mine, cel puțin, a fost de neuitat. Onsenurile sunt băi termale tradiționale din Japonia, care sunt populare în rândul localnicilor și turiștilor. Acestea sunt de obicei amplasate în zone montane sau rurale, iar apa din aceste băi este încălzită natural prin intermediul activității vulcanice. Înainte de a intra în baie, este important să respecti tradițiile japoneze și să faceți o baie de curățare a corpului. Această baie este cunoscută sub numele de ofuro. Acest ritual este esențial pentru a menține igiena și pentru a evita contaminarea apei. Un alt aspect important este că în onsen se intră complet dezbrăcat. Nu ai voie să porți costum de baie. Acesta este un act în care îți arăți respectul pentru cultura japoneză. Desigur, există mai multe tipuri de onsenuri, iar dacă nu vrei o experiență complet japoneză, puteți opta și pentru băi individuale sau băi la comun, unde se poartă costumă de baie. Evident, acestea sunt locuri puțin mai turistice. Este târziu, ne punem la somn, iar dimineața după ce ne trezim, vom merge să vizităm unul dintre cele mai iconice locuri din Japonia. Veți afla imediat care anume. Bună dimineața! Plecăm la drum, plecăm la Castelul Osaka astăzi. Eu nu ți-ai echipat aici cu cameră, trepied, tot ce trebuie. Am speranța că cireșii de lângă castel sunt înfloriți. Atunci o să iasă câteva cadre foarte faine. Dacă nu, o să ne bucurăm de castel. Să ne bucurăm de castel și de mâncare. Deja am pornit la drum cu un sandwich de orez. Sandwich se cheamă. Parnam. Ceva de genul. Chiar bun. Da? Uh-huh. Place? Da. Deci asta e altă rețea de transport în comun din Osaka. Pe lângă metrou au un tren care-i pe căile ferate la suprafață, Loop Line se numește, Osaka Loop Line. Cu biletul de JR poți să folosești trenul ăsta. Metrou nu poți să-l folosești cu bilete de JR, ai nevoie de suica sau de fal. Și pe lângă astea două mai au încă un transport în comun. Am uitat cum se numește, dar așa acolo e cu un cat separat. Castelul din Osaka este un important simbol istoric și cultural al orașului Osaka. Acesta a fost construit inițial în anul 1583 de către Toyotomi Hideyoshi, unul dintre cei mai puternici domnitori ai Japoniei din perioada Sengoku. Castelul actual a fost reconstruit în anii 1930 și este construit în stil arhitectural al perioadei Edo, cu o structură din beton armat, învelită în lemn și tencuită în alb. Actualul castel a fost din nou bombardat în perioada celui de-al doilea război mondial, iar forma pe care o vedem acum este cea finală și a fost finalizată în anul 1997. În prezent, castelul găzduiește un muzeu care expune artefacte și istorie despre domnia lui Toyotomi Hideyoshi, precum și despre perioada feudală a Japoniei. În timpul festivalului anual al Florii de Cireș, castelul devine un punct central de atracție pentru mulți turiști și localnici care vin aici să se bucure de frumusețea florilor de cireș și de evenimentele culturale organizate aici. Există mai multe legende despre castelul din Osaka, dar cea mai cunoscută este cea despre zeul Tenjin, zeul învățăturii,
Și se spune că în timpul unei epidemii, oamenii au început să se roage la zeul acesta Tenjin să-i ajute să-i scape, iar zeul le-a spus că îi va ajuta dacă le va face în schimb un castel. Așa a apărut castelul din Osaka. Și mai este o legendă conform căreia un soldat ucis prin anii 1600 ar fi captiv în acest castel și el ar fi responsabil pentru o mulțime de fenomene paranormale care apar legate de castel. Sakura sau cireșii japonezi sunt o priveliște incredibilă în timpul sezonului lor de înflorire, iar castelul din Osaka este unul dintre cele mai populare locuri din Japonia pentru a admira acest spectacol. În timpul sezonului de înflorire a cireșilor, care durează de obicei de la începutul lunii martie și până la începutul lunii aprilie, întreaga zonă din jurul castelului din Osaka este acoperită într-un strat roz de flori de cireș. Pe măsură ce te plimbi prin grădinile castelului, vei fi întâmpinat de o multitudine de cireși înfloriți, fiecare cu petalele delicate și roz. În timp ce te apropii de castel, vei fi înconjurat de un peisaj magnific de cireși înfloriți, care se întind la orizont. Deși sezonul de înflorire a cireșilor poate fi aglomerat, există multe spații deschise în jurul castelului pentru a te bucura de priveliște și pentru a face fotografii. Este cu siguranță un moment magic și memorabil pentru a vizita castelul din Osaka. Așa cum bine știți, Osaka este unul dintre cele mai mari orașe din Japonia și este bine cunoscut pentru divertisment, pentru istorie, dar și pentru diversitatea sa culinară. Acum mergem pe strada Dotonbori. Dotonbori, care e regiunea centrală a orașului Osaka. De fapt, Dotonbori reprezintă două străzi paralele despărțite de un canal. E zona cea mai animată din Osaka, unde vom găsi o mulțime de restaurante, atracții. Mergem în special să încercăm ceva mâncare din zona. Osaka e aproape de Kobe și ar trebui să găsim vită Wagyu și vită Kobe de calitate. Ce bine arată! Arată bine, dar totul miroase și mai bine. E așa plăcut să fii aici, să se gătească totul în fața ta. Citisem că Osaka este renumită pentru bucătăria sa, dar oamenii locali sunt și mai cunoscuți pentru faptul că mănâncă mult mai mult orez decât în alte regiuni ale Japoniei. Aștept la un 5.000. 5.000 de yen pentru vita Kobe? Da. Hai să vedem. Din
impresionant, găsim cea mai scumpă vită din lume, gătită afară, local, aici, în fața noastră. Sushi din vită Kobe, 1800 de yen pentru 3 bucăți și pentru 4 bucăți care sunt mai mari. Un set este 3900. Și steak-ul, 50 de grame, între 1800 și 8800 de yen. În funcție de ce parte de carne preferi. This is the house. Number 5. Oh, thank you. Second me. Thank you. Can change this on premium. Premium. Number 10. Hai să vedem ce ne-a adus Ionuț aici. Premium, tender și red. Premium, tender, red. Ia primi la primi. V-a fost? Extraordinar. Sau extraordinar. Nu suntem obișnuiți cu Vita Kobe, că prețurile în Europa. Aici e destul de accesibilă. Calitate premium, 3 bucăți au fost undeva la 50 de lei. 50 de lei? Da. Da, ne-a întrebat de unde sunteți și am spus că din România. Și a venit să ne arate. Where? Where? Where is Romania? Bulumenia! Very far away! Welcome to Japan! Thank you! Do you like Japan? Yes. Thank you so much! Have you been to Europe? No! No! Yeah, my dream! I'm gonna go to Europe! Our dream was also to come in Japan. Thank you so much. Thank you. Arigato. Thank you. Thank you. Please Bye. Come back. Yes, come. Have a good night. Bye. Arigato daimasu. Matte kureyasu. De acolo am venit. Nu, nu, de acolo am venit. Avem varianta asta, varianta aia. Ce variantă vrei? Păi, acolo e plin. Acolo e tot plin. Tot plin. Nu sunt pare fost prea. Ești tot plin. Hai să mai mâncăm niște vită. Mai mâncăm niște vită. Hai să zicem în partea asta. Poate mai bem și o bere. Hai. Hidratarea e foarte. Și la onsen? Noi ne-am luat un hotel cu onsen ca să mergem să ne relaxăm și să stăm la băile termale și să facem masaj. Și nu am făcut absolut nimic din toate astea, ci am petrecut o zi în... Pentru că mâncarea este prioritatea numărul 1 atunci când călătorești. Da. Da. Acum, fără să glumim, experiența culinară în Japonia e... În primul rând că e diferită și nu ai ocazia să gusti tot timpul preparatele lor în Europa sau dacă ai... Cum se întâmplă în cazul Vitei Kobe, costă foarte, foarte mult, nejustificat de mulți bani. Mai e justificat. Să zicem că e, dar totuși aici prețurile sunt încă mai decente. Și merită încercat. Ziceam că prețul de la Vita Kobe este justificat pentru că Vita Kobe crește doar în Japonia și doar în anumite locuri ale Japoniei, în anumite localități și ca să, deși ar putea crește orice fel de vită acolo, trebuie să și îndeplinească niște standarde de calitate, cum ar fi grosimea cărnii, cantitatea de grăsime și așa mai departe, dar povestim când ajungem în Kobe. Pentru că nu am mai ajuns în Kobe, din cauza itinerariului super încărcat, am rămas în Osaka, pe strada Dotonbori, unde am mâncat vită Kobe autentică.
Înainte să ajungem în Japonia, știam despre Vita Kobe și Wagyu-ul în sensul că există, că sunt specifice Japoniei și că sunt foarte scumpe, mai ales în Europa. Dar acum am vrea să împărtășesc cu voi câteva lucruri pe care le-am descoperit de curând despre aceste două tipuri de carne. Carnea Wagyu este cunoscută pentru nivelurile sale ridicate de marmorare care îi conferă o textură fragedă, suculentă și o aromă bogată de unt. Cuvântul Wagyu înseamnă literal vacă japoneză și se referă la mai multe rase de vită care sunt crescute în ferme mici din toată Japonia, unde sunt hrănite cu o dietă specială care include un amestec de cereale și ierburi, precum și bere și piure de sake. De asemenea, li se oferă masaje și alte forme de răsfăț pentru a le asigura confortul și bunăstarea. Prețul cărnii de vită Wagyu poate varia foarte mult în funcție de mai mulți factori: rasa de bovine, calitatea cărnii și locația fermei. Acum să vorbim despre Vita Kobe. Cea mai apreciată carne de vită Wagyu provine de la tulpina Tajima și poartă denumirea de Vita Kobe. Acestea sunt crescute doar în prefectura Hyogo, care include orașul Kobe. Pentru a fi etichetată ca și carne de vită Kobe, carnea trebuie să îndeplinească criterii stricte stabilite de Asociația de Promovare a Distribuției și Comercializării Cărnii de Vită Kobe. Aceasta include proveniența de la bovine negre japoneze din tulpina Tajima și îndeplinirea standardelor specifice pentru marmorare, culoare, textură și calitatea cărnii. Datorită acestor standarde stricte și a numărului limitat de vite Tajima Gyu, carnea de vită Kobe autentică este considerată ca o delicatesă rară și foarte apreciată. Prețurile pentru carnea de vită Kobe pot varia între 100 și 300 de dolari pe kilogram. Ca un rezumat, în timp ce toată carnea de vită Kobe este, din punct de vedere tehnic, carne de vită Wagyu, nu toată carnea de vită Wagyu poate fi comercializată ca o carne de vită Kobe. Termenul Wagyu se referă la mai multe rase de vită care sunt originare din Japonia, în timp ce Vita Kobe se referă în mod specific la carnea de vită Wagyu care este crescută în prefectura Hyogo și îndeplinește criterii stricte de calitate și aromă. În afara Japoniei, carnea de vită Wagyu devine din ce în ce mai populară, iar acum este crescută în mai multe țări din întreaga lume, inclusiv în Statele Unite, Australia și Canada. Pentru o carne de vită Wagyu, prețul pe kilogram variază de la 20 la 200 de dolari. Mergeam întâmplător pe stradă și când colo... Dita, mai tonul. Aici se dă tonul. Doamne, ce mare e! Am mai găsit un lucru pentru care să stăm la coadă. Seamănă foarte mult cu pasteisurile pe care le-am mâncat în Portugalia. Și cica sunt foarte, foarte bune, sunt recunoscute. Cam așa arată, au o foaie, o tartă, și sunt umplute cu ou și pot să fie cu matcha, cu brânză, vanilie. Să luăm și noi și vedem, vedem cât țin de bune. Ești pe stil japonez, ai văzut o coadă și te-ai pus? Sunt la Manteigaria, la coadă, în Lisabona. Ceva ce seamănă pastel de nata mi-a atras atenția și am așezat la coadă. Să vedem. Arată fix ca un pastel de nata. Da, da, da. Pablo Cista. Îi brulești sau... Există o tradiție populară în Osaka numită Cui da Ore, care se traduce literalmente ca mâncați până vă prăbușiți. Promovează foarte mult mâncatul multor alimente și cheltuirea a mulți bani pe el. Vedem dacă este de astea trec pe cele din Lisabona. Arată scacele din Lisabona. Nope. Strawberry.
Nope. Bună. Asta este bun. E prea înalt. Repidul nostru e mult prea mic pentru el. Asta e cu căpșoni. Nope. Care e cu M? Sakura? Sakura. Arată ca și pastez de nata. E cheesecake. Diferite. E cheesecake. Sunt bune. Pastez de nata rămâne bun. Un alt aspect al gastronomiei din Osaka care ne-a impresionat a fost un restaurant full automatizat, unde nu ai niciun fel de interacțiune cu personalul restaurantului. Experiența noastră a fost cam așa. Am luat liftul până la etajul 5, unde era restaurantul. La intrare, te întâmpini o tabletă pe care selectezi numărul de persoane. După ce am selectat, ne-a fost atribuită o masă. Toate mesele sunt numerotate, așa că e simplu să o identifici. După ce am ajuns la masă, am găsit o tabletă care conține meniul restaurantului. Am selectat ce voiam să mâncăm și, spre surprinderea noastră, au început să apară preparatele pe o bandă care se oprea fix în dreptul mesei noastre, de unde putem prelua tot ce am comandat. Plata se face la fel. Selectezi pe tableta cu meniul faptul că vrei nota. Aceasta te îndrumă la tableta de la intrare unde ai rezervat masa, iar acolo plătești cu cardul. Nouă ni s-a părut foarte interesantă și inovatoare experiența, dar din perspectiva noastră, restaurantele automate ar fi greu de imaginat în cultura europeană, din cauza diferențelor culturale din aceste două regiuni. În Japonia, oamenii sunt obișnuiți să comande și să plătească prin intermediul automatelor, chiar și în afara restaurantelor. În plus, cultura japoneză pune o mare valoare pe eficiență și pe timpul liber. Pe de altă parte, în Europa, oamenii apreciază o abordare mai personalizată în ceea ce privește serviciul și interacțiunea cu personalul. Pentru mulți, mâncarea este mai mult decât un simplu aliment, ci un moment de socializare și de conectare cu cei din jurul lor. Ce părere aveți despre ideea de a avea restaurante automate fără personal în România? Vi s-ar părea interesant această experiență sau preferați abordarea tradițională cu servirea de către personal? Noi ne-am convins deja că Osaka este bucătăria Japoniei și dacă nu era suficientă experiența culinară de până acum, haideți să facem cunoștință cu un alt preparat specific pentru orașul Osaka, takoyaki. Acesta constă în bucăți de caracatiță, în japoneză ele se numesc taco, gătite într-un aluat de făină și ou, asemănător cu cel de clătite, la o temperatură ridicată, într-o formă specială ca de brioșe. Takoyaki este servit cald și puteți adăuga o varietate de sosuri, precum sos de ton, de usturoi, de maioneză sau alte sosuri picante. Acesta face parte din categoria de mâncare stradală, street food, iar prețul pentru o porție variază de la 500 la 800 de ieni, asta ar veni undeva între 18 și 28 de lei.